din nou în Racoș și mergem către cetatea Șucăș, Bethlehem. Cu stela pe post de Crăciuniță. Vom vizita astăzi cetatea Șucăș, Bethlehem, construită la 1632, care a avut mai mulți proprietari. Cetatea Șucăș, Bethlehem însăși contele Telechi a deținut o perioadă această cetate prin secolul XIX și ne deschide și custodele. Cum a zis că vă numiți? Ah, domnul Ferco. Ok. Mulțumim. Uitați. Oh. Ce s-a mai construit aici nou? Partea asta de aici? Asta a fost în 1990 refăcută. A, 90 refăcută partea asta. De dumneavoastră vă aflați în castelul Șucăș, Bethlehem, de aceea se cheamă Șucăș, Bethlehem, deoarece familiile Șucăș au început construcția și Bethlehem, familiile și descendința ai familiilor Bethlehem l-au terminat. Construcția a fost un vechi conac, amplasat cam în mijlocul castelului, însă din vechiul conac făcea parte niște pietre mari cioplite manual, care vin să vă arăt, chemați și pe doamnă ca să vadă. Stella? Vin să vă arăt în partea asta sudică, niște pietre mari cioplite manual, care făceau parte din vechiul conac, care datează din 1494. Oh. Acum... Actualul castel a început construcția în 1624 și a fost început de Șucăș Gheorghe. Uitați, din cauza asta v-am chemat aici, asta a fost descoperit în 1990, în timpul ultimei renovări. Blocurile acelea mari de piatră făceau parte încă din vechiul conac. Puteți să traduceți dacă doriți. Erau soldați, nu aici? Erau da, și... zid de apărare. A, zid, apărare. Ia. În afara acestui zid a fost un șanț adânc de cetate de 5 metri adâncime și de 21 de metri lățime, înconjurat cu apă în totalitate castelului. Cine trecea de șanțul de apă, trecea de zidul respectiv, ajungea în intervalul ăsta în care suntem noi acum, de sus să vă uitați, se turna smoală în cap de pe orificiile acelea special amenajate pentru așa ceva. Puteți să faceți. Smoală, nu știu cum... Smoală, grânarul, hambarul castelului. Upper was the space with grains. Încuici zugrăvit castelul a fost în stilul acesta de roșu. Astea sunt culorile originale de acum 319 ani. There is original color. Red? Asta nu. This is original color? Da. Acolo sus puteți vedea chiar un cap de cerb în culorile originale, sub tencoiala cea groasă de 2 cm și în colț acolo de tot se vede un contrabas în întreaga mărime. Wow! Tot așa culorile acelea roșii. Și
Wow! Super! Suntem în turnul castelului Sucă și Bethlen, care are 450 de ani vechime.